Comentăm toate aceste informații cu analistul politic, domnul Alexandru Radu, în legătură directă prin Skype cu noi la această oră. Vă salut, respect și mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Iată, vorbim așadar despre o răpire, primarul din Melitopol. Sunt scene care ne îngrozesc, dacă stăm să le privim. Cum vi se par aceste scene? Sunt acte asemănătoare teroriștilor ISIS, așa cum le caracterizează președintele Zelenski? Bun, sigur, trebuie să pornim de la ideea, atunci când ascultăm astfel de declarații, că suntem într-o plină fază a războiului și din perspectiva comunicării. Sigur că da, fiecare parte își apără pozițiile, dar, dincolo de acest lucru, e clar că suntem într-o altă fază a conflictului. Rusia se comportă ca un stăpân deja, ca un cuceritor și încearcă să dovedească acest lucru prin astfel de acțiuni. Sigur că ele nu sunt absolut nu sunt deloc normale, cum nici războiul în sine nu este normal, dar, repet, Rusia își impune, vrea să-și impună, să-și arate forța și pe această cale. Sigur, și are de mă rog, lămurit, să spunem așa, dacă vreți, și suporterii și adversarii, nu? Să nu uităm, în legătură cu obiectivul pe care îl avea, unul dintre ele, mă rog, toți au susținut liderii ruși, nu? Că statul ucrainian e unul nazist, că, mă rog, trebuie să scape de această conducere nazistă. Și, repet, astfel de acțiuni vin în susținerea propriei retorici legate de conflictul, de războiul din Ucraina. Pe de altă parte, situația devine tot mai tensionată și în Kiev. Care este tactica adoptată de ruși acum pentru a cuceri capitala? Probabil că de la început lucrurile au fost gândite în sensul unei astfel de, mă rog, cum să o numesc, de blocadă, un astfel de blocadă împotriva orașului, având în vedere că așa numitul Blitzkrieg, sau mă rog, la ce s-așteptau diferiții specialiști, analiști în domeniul militar, nu a putut fi dus la sfârșit, sau mă rog, nici nu a putut fi declanșat. Și atunci, probabil că vom vedea, nu? Ne vom aștepta la un fel de Leningrad din timpul celui de-al război mondial, mă rog, adică un oraș blocat, sufocat, înconjurat și care până la urmă, acțiunea care până la urmă să determine ceea ce, mă rog, rușii doreau de la început, și anume capitularea politică a Ucrainei prin capitularea lui președintelui Ucrainei. Între timp, am putea să presupunem că s-ar fi pregătit o lovitură de stat în Rusia prin arestarea celor doi șefi ai Serviciului Federal de Securitate? Da, lucrurile sunt dinamice în ambele părți, și în Ucraina și în Rusia. Sigur, propaganda oficială, mă rog, a Rusiei ne spune despre un Putin care este tot mai susținut de populație, dar în mod evident lucrurile nu sunt așa, nu sunt așa, și ăsta este cel despre care vorbiți, este un semn în această direcție. Pe de altă parte însă, opinia mea este că nu se vor putea materializa astfel de planuri, hai să spunem, care vizează un puș sau înlăturarea lui Vladimir Putin de la putere, cel puțin nu în perioada următoare. E mult prea devreme pentru a putea vorbi de așa ceva cu succes, cum spuneam. Iar rușii au început să bombardeze și orașe din vestul Ucrainei, se apropie așadar tot mai mult de frontierele României și Poloniei, țări membre NATO până la urmă de pe flancul estic. Cât de periculoasă este situația pentru noi? O, sigur, se tensionează. Pentru noi nu. Ne-a asigurat, iată, și ieri, nu, vicepreședintele american, prin vizita importantă din această perspectivă pe care a făcut-o în România și numai în România, e o situație însă tensionată. Este o situație, mă rog, nemai întâlnită, dacă vreți, de la al doilea război mondial, și drona de ieri scăpată, nu așa să spunem, nu, și pe teritoriul nostru și al Ungariei și prăbuștă în Zagreb, arată că lucrurile, iată, pot, că chiar fără să dorești apăsarea pe butonul declanșator al unui război, să scape de sub control, să producă pagube.
Deci e o situație în care trebuie să fim, mă rog, atenți, oficialitățile, zona militară, dar nu, războiul nu ne bate la ușă. Asta e limpede, ne bate însă la ușă criza economică, cum vedem și, mă rog, nu numai. Da, politologul ales. Cum vedem și, mă rog, nu numai.